Alexandru Rafila, actualul ministru al Sănătății, este de părere că pentru o mai bună gestionare a pandemiei de COVID-19, medicii de familie ar trebui să joace un rol esențial în creșterea posibilității de punere a diagnosticului și tratamentului în afara spitalelor. Până una alta, în momentul de față, medicii de familie care vaccinează împotriva COVID-19 în cabinetele lor se confruntă cu destule probleme, despre care dr. Raluca Zoițanu, președintele Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie, a acceptat să discute la 360medical.ro. Sunt aproape 3000 de cabinete de medicină de familie care înregistrează activități de vaccinare și vorbim aici despre vaccinarea împotriva COVID-19, 1500 dintre ele în mediul rural. Cel puțin așa arată cifrele date de CNCAV. Aș vrea să vă întreb cum vi se par aceste cifre, având în vedere că principalii vaccinatori în România sunt medici de familie. Nu mi se par deloc surprinzătoare, având în vedere dezinteresul autorităților timp de decenii, am putea spune, atât pentru vaccinare în general în România, cât și pentru vaccinare prin medicii de familie. Sigur, fiecare țară își organizează sistemul de vaccinare cum consideră potrivit, în funcție de ce resurse are. În România este o tradiție ca vaccinarea să se facă prin vechile dispensare, medicii de circă, ulterior prin cabinetele medicale private ale medicilor de familie. Și știam deja de mulți ani dinainte de pandemie că nu toți medicii de familie vaccinează. În general, vaccinează medicii de familie cu formare de pediatrie din vechile dispensare de copii și în perioada de sezon gripal și medicii de familie cu formare de medici generaliști adulți, dar în general doar pentru vaccinurile antigripale. Acum, în pandemie, nu am făcut studii în acest sens, nu știm exact care dintre medicii de familie vaccinează, dar bănuiala noastră este că sunt medicii care vaccinau copii, pentru că au mai multă experiență, și o parte din medicii care vaccinau împotriva gripei, dar nu toți. Deci, din acest motiv, cifrele nu sunt chiar surprinzătoare. Pe viitor ar putea trece vaccinarea împotriva COVID-19 cu totul în grădina, așa spusă, între ghilimele, a medicilor de familie? Și care ar fi opinia Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie cu privire la acest aspect? Ar putea trece dacă lucrurile ar fi un pic mai bine anunțate din timp, adică să nu aflăm de pe o săptămână pe alta, de exemplu, că începe să se facă a treia doză de vaccin și să avem acest flux foarte mare de oameni care vor tot să se vaccineze în același timp, pentru că aceste lucruri sunt cele greu de gestionat într-un cabinet de medicină de familie, unde desigur nu faci numai vaccinare, ci și toată activitatea curentă din medicina de familie. Și pentru a putea să preluăm noi toată activitatea care acum se desfășoară și în centrele de vaccinare, am avea nevoie de o creștere substanțială a finanțării, pentru că sigur acum și vaccinarea de acum din cabinetele medicilor de familie este plătită per serviciu, deci practic pentru câte vaccinuri administrezi, atât ești plătit, dar pentru a putea să vaccinezi, să programezi, să gestionezi întrebările care vin de la pacienți, să poți să suni pacienții în mod activ pentru a-i anunța că vaccinezi și că poți să vină într-un anumit interval orar, ai nevoie de un personal permanent. Nu poți luna asta să angajezi o secretară, luna viitoare să nu mai angajezi pentru că nu mai vin pacienți la vaccinare. Și atunci această finanțare trebuie să fie continuă. Deci sunt detalii organizatorice, detalii administrative care trebuie discutate cu autoritățile, atât cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, care gândește contractele și modul de a contracta și de a plăti, cât și cu Ministerul Sănătății, care se ocupă de finanțare și de restul detaliilor. Sau ar trebui să se ocupe, pentru că în prezent se ocupă CNCAV. Cu cât este plătit medicul de familie în prezent pentru vaccinarea împotriva COVID-19 și cu cât ar trebui să fie, de fapt, plătit pentru a acoperi cheltuielile de întreținere a activității de vaccinare, despre care medicii de familie spun că sunt greu de suportat în condițiile actuale?
În prezent, plata este de 40 de lei pe vaccin administrat, pe doză administrată, și 60 de lei dacă vaccinarea se realizează la domiciliu. Sigur, nu este clar că acea diferență de 20 de lei nu acoperă foarte mult din ceea ce înseamnă o deplasare la domiciliu. Dar în finanțarea de anul acesta, știm cu toții ce probleme a avut Ministerul Sănătății în a obține finanțare și pentru cheltuielile curente, nu doar pentru cheltuielile în plus cu campania de vaccinare gripală, atât s-a putut, în ciuda solicitărilor pe care Federația le-a făcut încă de anul trecut, deci ar fi putut fi prinsă în buget încă de anul trecut, de 100 de lei pe serviciu de vaccinare. Cum spuneam, este nevoie de o discuție mai largă cu finanțatorii, cu Casa de Asigurări și cu Ministerul despre exact ce se dorește de la cabinetele de medicină de familie, dacă se dorește desființarea centrelor de vaccinare și mutarea întregii activități în medicina de familie, pentru că atunci și fiecare cabinet în parte trebuie să-și facă niște calcule, să mai angajeze personal, eventual să-și dezvolte și partea de site, o centrală telefonică, deci un mod cât mai facil de a gestiona tot ceea ce înseamnă programarea pacienților și procesul de vaccinare. Credeți că dacă de la început procesul de vaccinare ar fi fost în cabinetele medicilor de familie, ar fi avut mai mult succes vaccinarea împotriva COVID-19 în România? Cu siguranță, pentru că am fi reușit să combatem toată această dezinformare care a existat. Practic, în timp ce noi ne chinuiam noaptea să prindem locuri în platformă pentru pacienții care ne solicitaseră nouă să-i programăm, unii dintre pacienți se uitau la televizor sau pe social media și acolo vedeau tot felul de mesaje antivacciniste. Și atunci nici noi în perioada aceea nu am avut timp să discutăm cu oamenii, să contracarăm toate aceste mesaje care veneau zilnic, iar noi apucam să vorbim cu ei poate o dată pe lună atunci când discutam despre rețetă sau despre ce alte consulturi, investigații mai aveau nevoie pentru problemele lor cronice obișnuite. Și aici vorbim doar de această categorie care rămâne și cea mai vulnerabilă, cea a pacienților peste 60-65 de ani în general sau mai tineri, dar cu boli cronice și care și în prezent sunt cei cu cea mai mică rată de vaccinare. Dar dacă în mod normal avem 30-40% în populația generală, la aceste grupe de vârstă procentul este de nici 20%. Și aici probabil că dacă vaccinarea ar fi fost făcută prin medicii de familie, așa cum se făcea vaccinarea gripală, noi am fi reușit să prioritizăm aceste categorii de populație și să obținem acum acoperire vaccinală. Care sunt principalele probleme cu care se confruntă medicii de familie care vaccinează împotriva COVID-19 la cabinet? Cu siguranță ați primit sesizări la Federația Patronatului Medicilor de Familie de la medici. Principalele probleme sunt cele legate de livrarea dozelor la cabinet. Aceasta a fost discuția pe care am avut-o încă din luna aprilie, când practic a demarat în Timiș vaccinarea și apoi în luna mai când a demarat în toată țara. Discuția pe care am avut-o cu coordonatorul campaniei de vaccinare, domnul dr. Gheorghiță. El a făcut tot posibilul din punctul lui de vedere cu ce instrumente avea el ca acest lucru să se și întâmple. Dar mai departe, la nivel de DSP județean și a municipiului București și de coordonare cu ISU, cu toată rețeaua de poliție, de cei care fac parte din Inspectoratul de Situații de Urgență, acolo au fost probleme. În București, în mod surprinzător, pentru că de multe ori în București erau mari probleme, DSP București a reușit să se organizeze și ne aduce dozele de vaccin COVID la cabinet de multe ori de pe o zi pe alta, dăm comanda astăzi și mâine sau poimâine dozele vin. Dar în foarte multe județe din țară, majoritatea județelor, medicii trebuie să se ducă cu gentuța la DSP să ridice dozele.
Și sigur, noi facem tot posibil să asigurăm lanțul de frig, dar agentuțele sunt izoterme, au baterii de frig, mulți avem și acele logere, niște termometre digitale care au și o memorie și pot să verifici dacă cumva a fost întreruptă temperatura care este necesară. Dar nu, nu este firesc ca noi să ne preocupăm de toate aceste lucruri. Noi ar trebui doar să ne ocupăm de vaccinare și de tot ce înseamnă asta în cabinet, iar restul să ne ajute statul să ne aducă dozele. O altă problemă este plata, care se întârzie cu luni de zile. Aici situația e diferită față de dozele de vaccin. Bucureștiul a întârziat foarte mult cu plata, practic doar lunile mai și iunie și iulie sunt plătite în prezent, în luna noiembrie. Deși noi facturăm imediat după ce se termină luna, în țară, în mai multe județe, am înțeles că plățile sunt mai apropiate, doar cu o lună, două întârziere. Și sigur, este greu pentru că nu vorbim aici numai de banii medicului de familie. Vorbim și de salariul asistentei, de bonusuri pe care poate le dăm asistentei sau unui registrator sau unui alt personal pe care l-am angajat temporar să ne ajute cu raportarea, cu introducerea tuturor acestor date în Registrul Electronic Național de Vaccinări, pe care nu putem să-i plătim pentru că banii nu vin la timp, sau pe care îi plătim din veniturile noastre și apoi noi așteptăm să fim plătiți de Casa de Asigurări. Revenind la lipsa dozelor de vaccin, care sunt județele care se confruntă cu această lipsă și cât timp așteaptă medicul, respectiv pacientul, pentru a primi o doză? N-am făcut o situație, nu știm exact în care județe sunt probleme. De multe ori este și o teamă a colegilor din țară de a transmite aceste lucruri la nivel național, pentru că și noi de la nivel național le reclamăm mai departe la Casa Națională și apoi pe firul ierarhic au probleme cei din casele județene. Dar cred că probleme au fost mai mult acum când a fost acest boom de solicitări de vaccin, când au pornit maratoanele și atunci cumva cred că s-au prioritizat solicitările de doze pentru centrele de vaccinare, lăsându-se cabinetele medicale de medicina familiei în plan secundar. Același lucru s-a întâmplat și cu acele etichete de masă, care au început să fie date pentru cei vaccinați începând cu 3 septembrie, unde la fel, nefiind finanțare suficientă, a fost tipărit un număr mai mic de bonuri de masă, au fost date în număr insuficient cabinetelor de medicină de familie, iar apoi când au început maratoanele au fost date mai mult acolo, pentru ca oamenii să fie atrași și astfel și mai puțin la medicii de familie, iar acum sunt discuții cu unii pacienți care cred că ținem noi bonurile și nu vrem să le dăm. Această problemă ar trebui reglementată până la urmă de legiuitor? Da, legiuitorul a venit chiar zilele trecute cu o precizare, a spus că tichetele se pot ridica în termen de 6 luni, nu de 60 de zile cum era inițial. Dar asta doar înseamnă că ne vom lungi cu această poveste a tichetelor până în primăvara anului viitor. Pentru că deși am cerut soluții, am cerut să avem discuții, să vedem cum rezolvăm această problemă, se pare că tot la fel, DSP-urile pur și simplu vor da tichetele centrelor și cabinetelor în care se vaccinează, iar pacienții vor trebui să se întoarcă acolo, zecile, sutele de pacienți, în funcție de cât a vaccinat fiecare medic, să-și ceară tichetele. Practic este un du-te-vino inutil în cabinetul medical.